Pentru că se apropie toamna, vreau să vă citesc o binecunoscută poezie scrisă de Nichita Stănescu. Bine ați venit! Numele meu este Crina și sper să vă placă această recitare. Deși nu e propriu zis o recitare pentru că o citesc de pe foaie. Emoție de toamnă. A venit toamna. Acoperăm inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că or să-mi crească aripi ascuțite până la nori, că ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le înnec în mare. Șuier luna și o răsar și o prefac într-o dragoste mare. Poezie scrisă, după cum am menționat, de Nichita Stănescu, în volumul O viziune a sentimentelor din anul 1964. Sper că v-a plăcut, dacă nu știați, deși sunt sigură că știți această poezie, este una dintre cele mai cunoscute poezii românești. O zi bună!